Înscrierile la examenul de bacalaureat sau al maturității, după cum spun unii, au luat sfârșit. Elevii claselor a 12 au încheiat anul școlar din 4 iunie, iar acum se pregătesc intens pentru examenul care va fi susținut la sfârșitul acestei luni. Ministrul Educației a decis să păstreze calendarul examenului de bacalaureat 2021, așa cum a fost stabilit în toamna anului trecut, în ciuda pandemiei. Examenele vor fi organizate în două sesiuni, una de vară și a doua de toamnă pentru cei care au picat în prima sesiune. Referitor la examenul de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2021, înscrierea s-a terminat vineri 4 iunie, iar la nivelul județului Mehedinți avem 12 centre de examen la care s-au înscris 1340 de candidați din seria curentă, 493 de candidați din seriile anterioare, în total fiind 1833 de candidați pentru examenul național de bacalaureat la nivelul județ. Totodată, începând cu data de 7 iunie, au început înscrierile pentru evaluarea națională, acestea fiind încheiate pe 11 iunie. Absolvenții clasei a 8-a din acest an sunt înscriși automat de secretariatul școlii și nu mai este nevoie ca aceștia să completeze o cerere. Are loc înscrierea elevilor la examenul național pentru evaluarea națională. Înscrierea elevilor absolvenți de clasa 8-a se face de către secretariatele unităților de învățământ, acolo unde aceștia au finalizat studiile. Pentru elevii din seria curentă, înscrierea se face introducând datele personale ale elevilor în aplicația electronică dedicată evaluării naționale, iar pentru elevii din seriile anterioare, înscrierea se face tot de către secretariatele unității de învățământ pe baza documentelor depuse. De menționat este faptul că nici părinții și nici elevii nu completează nicio cerere pentru înscrierea la examenul național de evaluare națională, toate acestea făcându-se automat. Absolvenții clasei a 12-a vor începe examenul maturității din data de 28 iunie, iar cei de clasa 8-a vor începe examenul în data de 22 iunie cu prima probă.